Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă serie de bucătării, nu-i spun lecție, serie de bucătării, la o nouă repriză de umblat prin cratițe, prin moale, prin cuptoare, prin alimente. O să vă spun că astăzi o să facem un fel de curățenie în frigider. Am avut o sintrofie și mi-au mai rămas niște mezeluri. Am fost la Mona Lisa, Nu o să pot să încep această emisiune fără să le mulțumesc prietenilor de la Mona Lisa, cei care sunt alături de noi cu produse bune, cu de toate, ditetic, cum spunea cineva. Ei au ditetic, chiar că au produse pentru îngrijire personală, adică îngrijirea corpului, parfumuri, creme, deodorante, să nu vă spun de detergenți, mergem mai departe la dulciuri, prăjituri gata făcute, cacao, cocos, piper, ce Dumnezeu nu au acolo, tot ce vreți dumneavoastră. După care ajungem la raionul cu produse din carne, carne de vită, carne de porc, carne de curcan, carne de pui, pulpe de pui, pulpe întregi, aripi, piept, nu știu, ce nu vreți numai nu găsiți. Deci nu știu cât să fie de mofturos să lase meargă la Mona Lisa să nu găsească ceva. Pentru că de acolo mergi mai departe la lactate, unde găsești are tot ce vrei și tot ce se găsește în comerț, plus o smântână extraordinar de faină și o brânză de la Stână, adusă special pentru Mona Lisa. Au ei contract cu un cioban și el aduce acolo tot ce trebuie. Și am ajuns la sectorul de mezeluri. Mezeluri preparate la Mona Lisa, nu aduse și nu făcute acum 100 de ani. E vorba de mezeluri făcute acum jumate de oră sau oră, sau cel mai târziu ieri. Făcute în fabrica proprie, mezeluri proaspete, aduse pe linie, de unde dumneavoastră alegeți și vă puteți cumpăra tot ce vreți, începând de la cârnățăraie, de toate felurile, tobă, o tobă faină, să vedeți așa ce fain e, hai de mine, caldaboș, ce să vă spun, șunci, vreo 4-5 feluri de șunci, mă refer, șuncă de praga, șuncă presată, șuncă mai grasă, șuncă mai slabă, șuncă foarte slabă, pentru toate ce boalimii, tot ce aveți nevoie dumneavoastră găsiți acolo, mergeți și o să vedeți despre ce este vorba. Așa, dacă țineți regim, că de-aia spuneam mai înainte, puteți găsi și produse de regim, adică carne foarte slabă, produse de carne foarte slabă. Și mergem noi mai departe cu produsul de astăzi, care se numește pizza adunătura. Dar nu e pizza pe care o știți, nici pizza pe pâine, ce am gătit noi până acum. Este o pizza mai altfel. Adică, o să vedeți, făcută așa, împachetată, cu capacul, bun, de toate la timpul lor. Până una alta, Mihai va arăta ce am avut pe masă. Mihai, da? Da. Așa, hai din o dată. Aici am brânză de oaie rasă, aici am cașcaval, măsline de vreo 2-3 feluri rămase de prin frigider. Aici am șuncă semenic, foarte faină, numai din pulpă de porc. Aici e șuncă din piept de pui. Aici e șuncă de porc, iară, dar nu mai știu cum îi spune. Mai departe. Asta e de praga, foarte deștept. Aici avem piept de porc. Mai avem niște șunculiță, mai avem niște cârnați. Aici avem drojdie, făină. Și aici am produsele mele pe care le-am făcut și le-am tot bucătărit și le-am filmat. Este vorba de un amestec de ceapă, ardei și roșii, pe care îl folosesc. Aici am pus bureți de fag la conservat. Aici am o zacuscă din clasică, normal, zacuscă de ardei și de vinete. Și aici am o zacuscă de ciuperci. Toate sunt produsele făcute de mine pe care o să le folosesc acum. Deci, încă o dată, cu aceste produse o să vedeți ce o să facem, dar în primul rând o să facem aluatul pe care îl punem să dospească, să crească. Și pentru aluat, eu folosesc în felul următor: făină, drojdie, un pic de ulei, sare, o linguriță de zahăr și apă. Eventual pun o lingură, două de smântână, dar având în vedere că am într-adevăr aici o explozie calorică cu de toate, cu ditate, așa, voi folosi doar strict aluatul clasic, din care se pot face și pogăși, se pot face o grămadă de preparate. Așa că am spus făină, apă călduță, o să merg mai departe cu drojdie, sare, un pic de zahăr și un pic de ulei, da? Bun, hai să pregătim prima dată aluatul. Deci, aici am aluatul. În aluat pun o jumătate de cup de drojdie. Nu fac mai aua. Top. Apă călduță, așa cum spuneam. Sare. Atât, nu mai mult. O să pun un pic de ulei.
Și o să pun și un pic de zahăr ca să-i dau putere să crească la luat. Cam o linguriță, nu mai mult. Dacă nu aveți stăpânire pe mână, lăsați mai bine răsturnatul cu cana și mai bine puneți cu lingurița direct. Am făcut acest amestec. Pe care las un pic cât să se moaie drojdia, da? Dăm deoparte. O să iau în primul rând mezelurile. Pe care le iau și le toc. Nici mare, nici mic. Am mai avut o bucățică de salam. Da? Ei, le punem și pe astea deoparte. Arată fain, așa-i? Așa, aluatul s-a muiat, a început chiar să crească un pic. Curățăm paleta pe cât posibil de... Începe să fie gata, deja ia să fie rudin el, vedeți? Exact ca și când s-ar desprinde de pe mâini. Când aluatul se desprinde de pe vas și de pe mâini, înseamnă că este gata. Așa. Așa, ia uitați ce fain e aluatul. Vedeți ce fain e? Ce fin e? Așa, ăsta e aluatul. Îl punem aici. Punem și capacul și îl punem la loc cald să crească. Așa, și o lăsăm la... Au trecut cam 20 de minute. Hai, vină cu acea să vedem ce se întâmplă. Așa. Ia uitați ce frumos e. Vedeți ce frumos a crescut aluatul meu? Bun.
terminis tot aici. Așa, luăm un pic de făină. Hai pe masă, pe masă. Vedeți ce frumos e. Gata? Îl luăm. Vedeți ce fain a crescut? Ia uitați ce fain. Primate de pe margini, după care băgăm mâna la mijloc. Așa. Din nou marginile. Așa. Aici am un amestec de roșii, ceapă și ardei. Am mai auzit pe nu știu care la ce comentarii când am mai făcut pizza. Vai, bombă calorică! Păi dar ce e pizza, frate, decât o bombă calorică? Asta este! Pizza mănânci când ți-e foame, nu când faci cure de slăbire. Și niște ciuperci, de fapt zbureți. Bun. Acum deasupra venim cu cealaltă foaie. Am mai lăsat vreo 10 minute aluatul să stea. Acum îi facem partea de deasupra și pst, la cuptor. Hai din nou cu acea. Pentru partea de deasupra o să folosesc un ketchup. Dacă aveți de casă, foarte bine. Dacă nu, căutați unul bun din comerț. Unul bun am zis, da? Nu l-am arătat care e, să nu-i fac eu reclamă.
Bun. Peste. O să pun câteva măslinuțe. Am mai măsline de mai multe feluri aici. Am și din astea murate. Bun. Acum o să pun cașcaval ras. Să pun niște, găsiți la Mona Lisa așa ceva, e vorba de parmezan. Asta e doar pentru gust, da? Bun. Cam asta ar fi, ca să nu punem prea multe, să nu prea împopoțonăm și acum este momentul să o luăm, să mergem la cuptor. Fainei, fă o poză. Gata. Așa. Focul să fie așa mai rapid un pic. Hai să mai facem una ca să ne întindem așa la vreo jumătate de oră cu rețeta, să nu fie prea scurtă, că mi-e din mână, nu-i așa? Deci, încă o dată, mergem la masă, fain frumos. Luăm aluatul pe care, vină, te rog, filmează aici. L-am lăsat, vedeți, acoperit cu o bucată de fungă. Și dacă observați, aici s-a întâmplat un accident. Cu alte cuvinte, mi s-a buturit aluatul. Nu-i nimic. Dar de aici, unde este un pic în exces. Da? Aici îl întind cu mâna. Atât, nu trebuie mai mult. Vin cu doamna. Așa, și ia că i-am tras o căpăceală, da? Și ca nouă. Bun.
Bine. Acum aducem mezelurile. Asta o să fie mai... Fiindcă n-am ce să mai fac cu mezelurile, nu mai vreau să rămână pe aici. Așa că le voi folosi pe toate. Da. Perfect. Dăm deoparte. Așa, iar ce frumos e. Și o să pun prima dată așa. Asta o să o fac și mai șmecherească un pic. Deci ce fain? Iese. Arată mai altfel, nu? Să vedem cum o să fie. L-am mai făcut până acum așa. Dar trebuie să fie bună. Vin cu... Da? Așa, până la ultimul gram. După care venim cu măslinuțe. Una aici, una aici. Le-am pus deasupra, nu le-am pus de sub, să ne trezim cu dinți după aia la pachet. Așa, împrăștiate peste tot. Venim și cu domnul Parmigiano. Bine, și arată super, zic eu. E,
ziceai că de ce am pregătit noi astăzi, am făcut o pizza împăturată. Cum a venit ea? Să vedem ce o să iasă. Un fel de plăcintă de pizza, un fel de... În fine, chestia e că ce are acolo n-are cum să fie rău. Fiindcă am făcut un aluat de pizza, în care am pus apă, am pus făină, am pus drojdie, am pus un pic de ulei și un pic de sare. Și un pic de zahăr ca să-i dau putere, l-am lăsat să tosfească. L-am tăiat după aia în patru, l-am împărțit în patru foi. Am pus o foaie de aluat subțire pe fundul creat de tigăi, după care, tăvii de fapt, după care am avut, v-am spus că mă fac eu din, ia uitați aici că se vede, aici, vedeți? Bucățele de ardei și bucățele de roșie prăjite cu ceapă în ulei și puse la borcan, sterilizate și puse la borcan. Se poate folosi ca bază pentru orice, începând de la paprika, ștocănițe și da, nu despre asta discutam. Am pus acest sos acolo. După care am făcut curățenie generală în frigider, am spus tot ce însemnat, ce înseamnă mezeluri. Pac, 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 le-am tocat mărunt, le-am amestecat, le-am zăpăcit acolo peste. Am pus o mână de brânză, da? Brânzetele mea, brânză de oaie. Așa, am venit deasupra cu un alt capac din foaie. Am pus niște ketchup și am pus cașcaval de data asta, am pus parmezan și măsline. Asta e tot. Am băgat-o la cuptor, unde o să o lăsăm aproximativ 30-40 de minute. Ne trebuie la după cum arată, pentru că alatul trebuie să coacă. Restul toate sunt gata, pregătite. Și o să facem o șmecherie, o să încheiem partea asta de rețetă așa. Se vede, Mihai? Da. Da? Deci o să încheiem partea asta de rețetă așa și o vom începe pe cealaltă când scoatem din cuptor exact din poziția asta. Da? Așa am încheiat-o pe aia și o deschidem pe asta. Cum arată? Cum arată, mă, zi? Super! Super? Vrei? Îți dau? Da. Ți se lasă? De azi dimineață de la 6. Hai să încercăm să vedem dacă... Deci, au zis cum face? Înseamnă că e coaptă. Super faină, ui. Hai să o și tăiem. Să pregătim o farfurie aici. Bun. Gata. Aici un picat un vârf. Cum miroase, cum arată? Foarte bine. Bun. Hai să mai scoatem o felie. Cum e? Super fain. Fă-și o poză. E foarte bună. Crocantă? Da. Numai cam arde. Păi așa e faină pizza, stai de la limba un pic. Da. E faină, faină. E faină ideea mea? Da. Cu pizza împăturită? Da, super ideea. Asta a fost pentru astăzi. Miroase super fain. Aspectul e... Să o mai laud o dată și fac o poză cu ea, da? E super. În fine,
deși crocantă, așa cum trebuie să fie pizza. Are și un gust deosebit, are și de toate, așa că puneți mâna și faceți, nu-i mare scofală. Ce am făcut? Un aluat de pizza, peste care am pus ceapă, sosul am avut eu, care contează foarte mult. Am pus mezeluri, am pus brânză, am pus niște murături, am pus a doua foaie, am pus deasupra sos și am pus cașcaval ras și măslină. Asta a fost pentru astăzi. Și nu o să închei fără să le mulțumesc prietenilor de la Mona Lisa, cei care au fost alături de noi cu aceste bunătăți. Tot ce ați văzut acolo înăuntru a fost de la Mona Lisa, mai puțin sosurile făcute de mine. Așa că la Mona Lisa găsiți ce aveți dumneavoastră nevoie, mai ales că de aproape acum perioada în care vom face cârnați, nu uitați de cepeleu, carne pentru cârnați, nu uitați de jumătăți de porc sau jamboane, mergeți și dați comandă la magazine și vi se vor aduce. Nu uitați de produsele bune și proaspete care se prepară la Mona Lisa, de fel de fel de mezeluri, de la cârnați și terminând cu tobă, caldaboș, produse lactate, ăștia nu le fac ei produsele lactate, dar aduc produse lactate de calitate bune. Dulciuri, carne de porc, carne de curcan, carne de pui, carne de vită. Pe toate le găsiți la Mona Lisa. Cam asta a fost săptămâna asta. A, da, să nu uitați de oferta. Mergeți și consultați oferta lunii, fiindcă este vorba de ofertă, de ofertă, nu așa. Un simplu exemplu. Găsiți și pulpe undeva la până în 6 lei, în momentul în care sunt la ofertă, bineînțeles. În momentul în care acțiile sunt 9 lei și câte și câte alte lucruri bune. Așa că noi ne vedem săptămâna viitoare cu o nouă rețetă, cu o altă găteală, cu o altă scorneală, cu ceva bun de pus pe masă, ceva care miroase bun și are un gust extraordinar. Ne vedem săptămâna viitoare. Rămâneți alături de noi. De ce? Fiindcă dumneavoastră priviți o rețetă cu gust, nu-i așa, la o televiziune cu gust, fiindcă sunteți niște telespectatori cu gust. V-am pupat, rămâneți sănătoși. Ciao, ciao!